Oficialii Consiliului Județean Cluj au anunțat astăzi că a pornit stația de osmoză care urmează să epureze levigatul toxic de la groapa istorică de gunoi de la Patarâ din Cluj. În urma procesului de tratare a levigatului prin osmoză inversă rezultă atât permeatul, substanță decontaminată și devenită total inofensivă pentru mediu, care este evacuat în pârâul Zăpodie, cât și concentratul care este stocat în rezervorul tampon din cadrul stației de tratare, anunțat pe Facebook președintele CJ Cluj Alin Interesant este faptul că acel concentrat care rezultă în urma procesului de epurare a levigatului nu va mai fi dus din nou pe vechiul depozit. Soluția propusă inițial a fost abandonată ca urmare a refuzului Agenției pentru Protecția Mediului Cluj de a elibera avizul necesar. Consiliul Județean Cluj a fost nevoit să încheie la începutul lunii mai, în urma unei licitații, un contract cu un operator privat, CCDM, Coserele Bacău, în vederea prestării serviciilor de colectare, transport și eliminarea concentratului, a mai transmis președintele CG Cluj. Asta înseamnă însă costuri suplimentare cu transportul care vor fi plătite din banii clujenilor. Jurnaliștii de la ziar de Cluj au dezvăluit că aceste reziduri ar urma să fie transportate tocmai la 400 de km distanță la Ploiești.